Salutare și bine v-am găsit la un nou episod Magic House Academy. Astăzi vom vorbi despre... Ceva spune că vom vorbi despre bătaie. Da, da, mai mult ca sigur. Veți învăța cum să faceți asta. Mai exact, un evantai cu o singură mână. One-handed fan. Este o mișcare clasică a manipulatorilor de cărți. Necesită un pic de exercițiu și aveți nevoie pentru ea de un singur pachet de cărți și două mâini. Odată ce le aveți, trebuie doar să exersați exact cum vă arăt eu acum. Pentru început, eu vă sugerez să folosiți mai puțin decât un pachet întreg de cărți, poate chiar un sfert. Cu un sfert de pachet trebuie să vă arăt poziția inițială, care este una relativ simplă. Dacă ați văzut asta pe undeva, de aici începe. Da, este de la Spider-Man, nu este al rockerilor. În această poziție trebuie doar să deschideți degetele din mijloc, mijlociu și inelarul, puneți cărțile și le prindeți cu thumbul. Degetul arătător, degetul mic, vin în laterale. Poziția de început. Odată ce am ajuns în această poziție, trebuie să țineți pachetul doar cu degetele de jos, thumbul îl puteți lua jos, degetul mare, și astfel cărțile trebuie să rămână la voi în mână și dacă vă dă cineva peste mână, atât de bine trebuie să le țineți. Nu aveți voie să le scăpați de aici. Acum urmează partea în care începem fanul. Pentru a face asta, trebuie degetul mare să atingă degetul mic, să deschideți evantaiul. Trebuie să puneți presiune egală pe cărți și să faceți o mișcare asemănătoare. Ca și cum ați vrea să pocniți din degete, dar nu puteți. Sau cu degetul mare vreți să vă atingeți toate degetele de la pinky până degetul arătător. Vreți să le atingeți pe toate, să le simțiți? Astfel veți intra în poziția de start, odată ce sunteți aici. Personal, încep aproape din colț. Mie mi-ajunge degetul aproape până în colțul cărților. Cam unde ar fi indexul și apăs pe ele. Odată ce vă iese cât de cât cu un grup mai mic de cărți, vă sugerez să treceți la un grup și mai mare. Evantaiul va arăta mai bine. Iar desigur, în timp veți putea lua chiar și un pachet întreg de cărți. Eu consider că un evantai este bine făcut atunci când aici atinge aproximativ 180 de grade, deci avem o jumătate de cerc. Desigur, același lucru și aceeași tehnică se aplică și pentru mâna stângă. Același lucru. Este bine și eu vă recomand enorm de mult ca să învățați și cu mâna stângă. Faceți evantaiul cel puțin la fel de bine, pentru că am văzut foarte mulți magicieni, atât în România cât și în străinătate, care au un evantai decent în mâna dreaptă, iar în mâna stângă cărțile stau ceva de genul. Asta nu arată bine, nu vă recomand asta, nu arată deloc profesional, arată chiar oribil din punctul meu de vedere. Așa că vă rog, stați mult, exersați până vă iese evantaiul cum trebuie. Și în momentul în care îl veți putea face cu amândouă mâini, va arăta și mai bine. 1, 2. Sper că ați înțeles toate mișcările, dar dacă aveți orice fel de întrebare, nu ezitați să le scrieți în comentarii. Aș avea eu doar o precizare, deoarece sunt foarte mulți care ne urmăresc și sunt foarte tineri și s-ar putea confrunta cu faptul că au o mână mai mică, care a fost exact problema mea acum 6-7 ani când m-am apucat de magie. Orice mi-a arătat, doar pur și simplu nu se aplica, nu se potrivea. Eram frustrată pentru că pozițiile în care mă învăța el să pun pachetul de cărți, pur și simplu nu se potriveau. Dacă ai o mână mai mică, tot ce trebuie să faci este să-ți ajustezi de fiecare dată pachetul până găsești punctul în care ție este cel mai comod să faci evantaiul. Deci până la urma urmei este o chestiune de joacă, de un mic exercițiu în care voi vă găsiți poziția perfectă pentru a face un evantai perfect. Spor la exersat! Ceau! Și ne vedem data viitoare!